Deci fata mea trebuie să țipi. Care e șrupa prea? Nu-i telefon. Stai așa un pic, să-i faci și eu. Tu-te aici și bă, fii tu-te aici și lasă-mă cum rău. Trebuie să o pui jos, o închință. Păi să ne înviți, mă, la urmă. Hai că vă învăț, mă, copii. Da. Pune jos? Da, fața la răsări. Ia, stai așa să vedem. Haide, haide, mama, haide. Ia, Ilinca, aici, dragă. Stai, mă, să-i pune și-n traistă. Hai. Direct acolo. Gata, mă. Ilinca. Cea mai frumoasă. Ia, strigă, strigă tu. Ilinca. Ia. Bună. 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 Aici, aici, aici. Fata mea de la vină, de la coafor. Mai stăm un pic. Mai stăm da, 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 da. Să-ntrăiască fila, să-ntrăiască fila. Și una. De câte ori dă de voi? Trei. Hai să spun așa. Să-ntrăiască fina. Învață-mă aici așa. Vino că ești. Să-ntrăiască fina. Să ai parte de ea. Să-ntrăiască fina. Și încă o dată, da? Să-ntrăiască fina. Să-ntrăiască fina. Să așa, mămică, și urmă când să vină cu pisica să stinge în prag. Hai, da. Să trăiască fina. Bagă-ți niște bani în geantă aici. Gata, gata. Du-te mai pe aici, mai pe aici. Hai. Adică există posibilitatea oricând să citeze. Unde este să citeze mai slab? Sunt tot? Să mai fac acolo. Lisa, ai la noi, în mașină, să ții lumânare. Trimiteți pe cineva până atunci. Ilinca Jacqueline, așa? Ilinca Jacqueline. Jacqueline, da. Vedeți să nu se încurce. Plimbă limba. Să prins așa, să nu se plimbe limba. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește numele Tău, Doamne, Dumnezeu adevărului și al unei a născut Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt. Pun mâna mea peste roaba Ta aceasta, Ilinca Jacqueline, care s-a vrâncit, a scăpat către numele Tău cel Sfânt și a se păzit sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează de la ea înșelăciunea cea veche și umple de credința cea într-o Tine, de nădejde și de dragoste. Ca să cunoască faptul că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut este Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă ei să umble în toate poruncile Tale și cele plăcute Ție să păzească, pentru că de va face omul acestea viu va fi prin trânsele, scrie-o pe ea în cartea vieții Tale și împreună cu turma moștenirii Tale ca să se preaslăvească, dă ea numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos, și al Duhului Tău celui de viață făcător. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre ea și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește-o pe ea în lucrul mâinilor ei și în tot neamul ei ca să se mărturisească Ție, închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și prea înalt și să Te laude pururea în toate zilele vieții sale ca pe Tine Te laude toate puterile cerești și a Ta este slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Ceartă-te pe Tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sălujit dintre oameni, ca să surpe tirania Ta și pe oameni să-i izbăvească. Cel ce pe lemn puterile cele potrivnice a biruit soarele întunecându-se și pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zurbit cu moarte pe moarte și a sârbat pe cel ce avea sub neamorță, adică pe Tine, diavole. Jură-te cu numele Dumnezeu, care a arătat pomul vieții și a rânduit heruvim și sabie de foc, ce se întorcea de străjuia, cu tremure și depărtează crește, jur cu numele acelea care a umblat ca pe uscat pe valele mării și a cercetat vihurul vântului, ca cărui căutătură seacă, adâncurile și groasă lui topește munții.
ca acela. Și acum îți poruncește prin noi, teme-te, ieși și te depărtează la zidirea aceasta. Și să nu te întorci, nici să te ascunzi, nici să întâmpi pe ea, nici să lucrezi nici noapte, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază. Și le dă-mi iadul tău până în ziua cea mare, gătită judecății, teme-te Dumnezeu, cel ce șade pe rubin și caută spre adâncuri, de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaune, domine, începătorile, stăpânile, puterile, heruvimii, cei cu un mânt și serafimii, cei cu câte șase aripi, de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt în ea. Ei se depărtează la acea însemnată nouă aleasă ustași a lui Hristos, Dumnezeul nostru, că te jur cu numele acelea care umble pe aripile vânturilor și face pe îngerii săi duhuri de și pe slujile sale, pară de foc, ei se depărtează toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, cât a prăvișat Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu cel Sfânt, cel Înfricoșător și Slăvit, cel ce este în toate locurile și în tăria sa neajuns și nepătruns, cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa muncii de veci prin noi nevrednicii robii lui, îți poruncește ție și la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare să te depărtezi de la nou însemnata cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jurul te dar într-o tot viclene și necurate și spurcate și urâte și duhurile străine, cu puterea lui Iisus Hristos care are toată puterea în cer și pe pământ. Cel ce a zis Duhului celui mut și surd, ieși din om și de acum să nu mai intri în trânsul. Du-te, cunoaște-ți puterea ta cea de carte care nici peste porci n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de cel ce ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în turma lor, teme-te de Dumnezeu. Cu a cărui poruncă pământul pe ape s-a întărit, de cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor hotar și văilor măsură, de cel ce a pus nisipul hotar mării și în apă mare cărare tare, de cel ce se atinge de munți și ei fumecă, de cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de cel ce a întins cerul ca un cort, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului, de cel ce cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ, ieși și te depărtează de la ceea ce se gătește către Sfânta Luminare, jurul de cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitului trup și sânge și cu venirea Lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi să judece tot pământul și pe toată puterea cea împreună să te muncească în ghena focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge, că puterea este a lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, slavă Dumnezeu Israel, cel ce te mântuiești toată boala și toată neputința, cauză pe roaba ta aceasta, inimă de Dumnezeu. Prin întruparea Hristosului tău însuți primește în împărăția ta cea cerească și făptura aceasta pe care ai izbăvit-o de locuia vrăjmașului, deschide în ziua. Ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei tale, însoțește viața ei cu înger de lumină, ca să îi zbăvească pe ea de toată bântuirea potrivnicului de întâmpinarea acelui viclan, de demonul cel de amiază și de năluciri rele. Depătează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde și se cuibează în inima ei. Amin. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde se cuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde și se cuibează în inima ei. Amin. Duhul înșelăciunii, Duhul vileșugul, Duhul slujirii, dorește a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția, care lucrează după învățătura diavolului și o vă pe ea o ai cuvântătoare turmei celei sfinte ale Hristosului tău. Mântuiește și tale bisericii tale, fiu și moștenitor al împărăției tale, după poruncile tale viețuiești și păzind asociația instincală și venim pe jurul menținat să dobândească vizirea sfinților și în împărăția ta. Cu arul și cu dorinile și cu iubirea Dumnezeu tău, care împreună ești și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întoarceți cu fața spre sus și răspundeți. Te lepe de Satana și de toate lucrurile lui și de toate slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată lupia lui. Mă lepe de Satana. Mă lepe de Satana. Te lepe de Satana și de toate slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată lupia lui. Mă lepe de Satana. Te lepe de toate slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată lupia lui. Mă lepe de Satana. Te-ai lepădat de Satana? Mă lepădat de Satana.
Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Voi să-ți pe Satana în semnul Sfintei Cruci și acum vă întoarceți să fac. Mami, Linguța! Te unești cu Hristos, mă unești cu Hristos, te unești cu Hristos, mă unești cu Hristos, mă unești cu Hristos, mă unești și crezi lui ca un împărat și Dumnezeu. Împărat și Dumnezeu. Cred în primul Dumnezeu, Tatăl Asoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor și întrunul Iisus Hristos, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru, dar spăgi. Noi oamenii și pentru a fost răbunitului, s-a pogorât din cerul și s-a întâmplat de la Duhul Sfânt și de Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit din noi și din numele Lui. Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Sfinturi și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl curcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este înclinat și slăvit, care a grăit din lumea prorocii. Întruna Sfântă, subornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie amin. Te unii cu Hristos și crezi Lui, cred lui ca un împărat și Dumnezeu. Te unii cu Hristos și crezi Lui, cred Lui ca un împărat. Te unii cu Hristos și te închin Lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Treimii cele de-o ființă și nedespărțite. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când lumina arată acea sfântă și obrâncește pe dânsa de acest dar mare al Sfântului Botez, te zbagă pe dânsa de cele vești și înnoiește pentru viața de vești și umple de puterea Sfântului Duh spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie ea de acum fica trupului, ci fica împărăției tale. Cu bună vrere și cu arul unui născut Fiului Tău, cu care binecuvântați și împreună cu prea Sfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Haideți să mă și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru păcătuși și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De împărăția cea nestricăcioasă, aceasta care se botează întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru grațile via plica mișcositoare veci în bunătăți, pentru grațile veci în patria vreună sădită și vorbașă morții, și înviei Lui Hristos, Dumnezeul nostru, pentru ca să-și păzească ea mai la botezului și logodirea Duhului nedinată, și fără primară ziua cea pricoșătoare de Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului, să ne rugăm.
de îmbrăcăminte de strigăciune, pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul veșnic noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primiți slăbiția și noi de toate cazuri, mânia primejdea și de bolia, apăgătuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sânta, curată, prea binecuvântată, mărită, supută noastră, de Dumnezeu născătoarea și purtea fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Toate puterile cele
de la noi toate neînțelegerile din văzduh și ne-a arătat Iisus ascuns în apa aceasta, Duhul cel întregat, Dumnezeie, Doamne, nici să se bucoare la aceasta care se botează după viclean, care aduce întunecare, nimeni și nu vă le puteți doi. Și Duhul stăpânea toate, la apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului și sufletului, de care legăsurile, fără păcate, luminare sufletului, baie de-a Doamna și trăinăile, Duhului, har de fiere. Împrăcămintea de strigăciune, izbor de viață, cu Doamne zis, voi lați-vă și vă plătiți, scoate plicăciunea este între voastre. Tu ne-ai rătăluit nouă, de sus a doua naștere prin apă și prin Duh, arată de Doamne în apa aceasta și da acestea care se botează să se schimbe prin ea. Să lepede pe omul cel vestecat de poftele înșelăciunii și să se îmbrace în cel nou, care este noi după chipul zidizorului său, ca fiind împreună zădită cu asemănarea moții tale prin botez, să se facă părtașă în vierii tale și părintarea Sfântului Domnul și sporința de Dumnezeu să ia doar în chipărițele de sus și să se numere cu cei din Sfântul Iescris și în cer întotdeauna Dumnezeu și Domnul, Domnul Iisus Hristos, că ți-e scuvie slava, puterea cinstea și milăciunea împreună cu cel care începută la Părinte, cu prea Sfântul și bun și de viață, Sfântul Domnul, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Ilinca, Jacqueline, cu îndelungă bucurie numele Tatălui și al Fiului și al acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tămăduirea sufletului. Amin. Amin. Și a trupului. Amin. Spre ascultarea credinței. Amin. Spre ascultarea credinței. Amin. Mâinile Domnului s-au făcut și t-au zidit. Ca să umble pe tine tale, amin? O lasă de astfel. Hai, se botează Doamna Dumnezeu, din caja Crin, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Dumnezeu, acum și pururea, și în vecii vecii. Nu trebuie să te lumini.
te-ai sfințit, tu te-ai spălat, tu te-ai. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, și vecii vecii. Domnezeu, tu te-ai luminat, tu te-ai miruit, tu te-ai sfințit, tu te-ai spălat, tu te-ai. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecii. Și vrei cum ai binecuvântarea ta și vrei cum ai binecuvântat prin Sfântul Samuel pe bratul David. Binecuvântează și capul roabei tale, acesteia, Ilinca Jacqueline, prin mâna mea păcătosului, soțindu-o pe ea cu Duhul tău cel Sfânt. Ilincuța! Ascorind diavolul și să vadă bunătățile Ierusalimului. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea, și nu pe urmă. Fiului și al Sfântului Duh, acum și purea, și în vecii vecii. Gata, mami! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila ta. Hai să ne îmbrăcăm, să mergem, pa! Să facă fătă! Ne rugăm și auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Oh.
așa după cum spune el însuși, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu întru el. Ați auzit cântarea frumoasă, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci iată, prin taina Sfântului Botez ne îmbrăcăm în Hristos, primind numele de creștin. Și ocolirea acestei mese nu simbolizează altceva decât bucuria noastră a preoților, dar și a dumneavoastră, a părinților și nașilor, părinților spirituali în special, care sunt nașii, este bucuria aceea că încă s-a născut încă un creștin. Încă o floare în biserica sau în grădina Maicii Domnului nostru Iisus Hristos. Și totodată la taina Sfântului Botez o rugăciune spune foarte frumos, rugăciunea de dimineață, îi se dăruiește înger păzitor. Deci între când pot ei și când le permite timpul din pricina serviciului sau a problemelor fiecăruia, măcar o dată pe lună, se aduce să-i împărtășim, să învățăm cu Sfânta Biserică. Pentru noi nu este o supărare că a plâns marea parte a slujbei. Supărarea noastră va fi dacă de astăzi înainte nu veți mai călca în Sfânta Biserică. Fie ei ca și copii, viitori creștini, actual creștini acum și viitori enoriașii noștri și ai dumneavoastră, pentru că nu trebuie să pășim în biserică doar la momente de bucurie, la un botez sau la o cununie. Vor respecta nu numai pe dumneavoastră ca și părinți, ci copii care vor respecta pe toată lumea. Un copil credincios, un copil care se duce la biserică, un copil care se împărtășește măcar de 2-3 ori pe an de Paște, Crăciun și ocazional, acel copil va fi un copil respectos, cu bun simț, cu educație morală bună și un exemplu bun, bineînțeles, în societatea în care trăiește. Pentru că, vedeți, cam ducem lipsă de rugăciunile părinților, întăresc temeliile caselor copiilor lor. Dacă noi nu dăm exemplu, dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să ne schimbăm noi. Dacă vrem ca și copiii noștri să schimbe ceva în viață, trebuie să ajutăm noi, mai întâi de mici, ca apoi să nu avem remușcări. Bunul Dumnezeu să vă dorească sănătate și așa cum spune și la rugăciune, prunca Ilinca Jacqueline, să-i dea Dumnezeu să fie sănătoasă, să o binecuvinteze, să-și trimită toate darurile sale cele cerești și pământești, nașii să știți că este o faptă plăcută înainte lui Dumnezeu și că Dumnezeu, atunci când știe El, vă va răsplăti această faptă bună, în bine, bineînțeles, și să fiți mulțumiți că, pe lângă fetița și băiețelul dumneavoastră, trupești, mai aveți și o fiică sufletească. Mulți ani să trăiți, să fiți sănătoși și din suflet, vă cântăm și vă urăm un sincer și un călduros la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți. La să fie viața.
Aici. Nu dorșeți-vă cu fața spre noi? Se împărtășește la noi, să venim doar la prins pe atare băgatului. Hai puțin. Hai încet, gata, mai încet. Mi-ai dat un păgân, îți dau un creștin. Să rămână nașule. Hai bă, câcă. Dacă greșesc cu ceva, să mă ierți. Să rămână nașule. Stai, mâna. Lasă-mă mâna. Și acum știi care e mâna? Acum trebuie să-l și culun. Da, te-am pus pe mâna. Păi normal. Păi dacă de-aia te-l-am pus pe mâna. Ce să-ți fac? Ai greșit? Hai, mă, e fratele mâna. Nu,
fericire și soartă bună, pentru părinți, pentru nași, pentru toți invitații. O melodie frumoasă după care te dăm pe joc și voie bună pentru toată lumea. De când mi s-a născut fata mea, viața mea acum este gata. Și banii am alăsat, nu știu că-i bani pentru ea. De când s-a născut fetița mea, viața mea acum este gata. Și banii am alăsat, nu știu că-i bani pentru ea. Da, fata mea, fata mea, de cine? Pentru Alexia, pentru Alexia! Tot pentru Alexia, pentru Alexia, pentru Alexia, pentru Alexia, pentru Alexia! Tot pentru Alexia! Și pentru cele mai scumpe, pentru fata medicul să rămână prin. Pentru Daniela! Cristina! Nana Șovare, te dăvesc să rămână. Și pentru Miruna! Eu sunt cel
Simt că
trecut, simt că nu mai am ore, bătrâneții mă sună. Eu o străiesc din amintiri frumoasă în viața mea. Thank you.
Let's go.
mai mare. Și făcăreilor cu spune nașul să rămână mulțumit din toată inima. Thank you.
cele. Iar voi, cei ce ne priviți, bucuroși voi toți să fiți. Pruncul ce a botezat, prin destin va fi înălțat. Yeah.
și puternică să fii, să treci peste necazuri oricât de greu ți-ar fi. Să fii dulce ca mierea și mereu drăgustoasă, să iubești părinții și tot ce-i frumos. Mintea fie-ți luminată, să ai inima curată, să ai parte de noroc și curaj în orice lume. Viața ta acum se află la început de drum. Cum va fi destinul tău, știe bunul Dumnezeu. Noi am venit. Călătoria să-ți fie chemarea, să te plimbi și să cunoști, dar să te ferești de proști. Să-ți sume în lume și la casa să-ți fie palat, să vezi lumea cu toate și nimic să nu-ți faci de parte. Iar când va veni vremea să te așezi la casa ta, un cavaler să-ți plinești în lumină, cu vești, cu el, fericită să fii, să aveți numai bucurie. Și-o mulțumesc de copii să fiți alături mereu, și la bine și la greu. Să ai pasă mare luminată, viață lungă și bogată. De la noi vei primi darul să îți amintească de acest moment din viață care să te ajute și să te însuțească. Bombonele să-ți fie viața dulce ca și ele. Făcut să-ți fie viața plină de belșug. Dar în fermecate, să ai noroc în toate. Te-o vegea și te-o primi, bucuroase ne vom fi, pentru că tot ce noi ți-am pusit, tu o să duci la bun sfârșit. Suratelor, de servi, să știți că am uitat. Așa că eu spun că cel mai bine ar fi să fie o artistă, toată lumea să o știe. Nu, eu zic că cel mai bine ar fi să fie director la o mare companie. Sau să n-am să schimbe legea în întreaga România. Surate dragi, oricum va fi un gen apar. Știu, pentru că am văzut în carte. Și dacă e norocoasă, va numine orice-i face. Și indiferent de meserie, frumoasă, sănătoasă și fericită ea să fie. Îți urțin să vezi frumosul, să știi vieții sensul, rostul. Să-ți asculti viață glasul, glasul să schimbă copasul. Îți ursim la tinerețe, respect pentru bătrânețe. Și-ți ursim pentru bătrânețe, tot atâta tinerețe. În zile de copii, cum e cerul de senin, sufletul să-ți fie cea mai mare bogăție. Însă, înțelepciunea să-ți fie, ce anume, e greu să-i chiam de cumpătat mereu. Nu vă ajut să ai mie un șutur din greșeli în față. Se putea fără ursitoarea rea. Bună seara, strioară! Bună seara! Bună seara! E pe trecere! Da, strioară! M-a jurat cumva? Nu, strioară! E sigură, strioară? Foarte sigură, strioară! Atunci, fac de seama că-i botez! Voi trei iarăși m-ați păcălit și ați venit doar voi trei la ursit. Dar ați uitat voi oare că eu sunt cea mai puternică ursitoare? Nu, serioară. Ei, eu am fost și la cuitor, la cizmar, la coafor, să fiu și mai frumoasă pentru această petrecere aleasă. Dar a venit o furtună și m-a trimis tocmai pe lună. M-a cam ciufulit puțin.
draga mea surată, ar putea fi acela? Atunci îți spun eu 100% că aici avem copilașul, serioară. Cine, domnul? Se pare că am ajuns puțin cam târziu. Ei, dar dacă tot sunt aici, să spună vreo două vorbe cu Lipici. Ia ridică-te puțin. Fii atent la ce spun eu. Să-ți ajute Dumnezeu să vină la dumneata și să te lege de saltea soabe care ai uitat-o. Da, soacra pe care ai uitat-o. Ai lăsat-o. Și vreau să fac casă. Și când crezi că ai scăpat, să apară repetat, să te certe și nevasta, fiindcă iar te-ai îmbătat și pe acasă n-ai mai dat. Dar tu când te-ai însurat, ești sigur că soacra te-a iubit? Cam așa e, te-ai cam moleșit. Exact. Fetelor, ăsta e deja copil mare. Nu vedeți, stă și picioare. Să tot dai pe Anca 4 și la picioare vreo 44. Sigur nu mai este niciun copilaș pe aici. El este singurul. Eu de ursit, parcă mai sunt câțiva pe aici. Eu de ursit m-am cam plictisit. Dar noroc că am venit. Acum mă sui repede pe fus și iau prima mătură. Dus. Am să plec. Și pe aici n-am să... La revedere, suratelor. Ce să vă urez? Baftă la... Ce, nu ursiți? La revedere, surioară. Drum bun. Vă rugăm să orientați și petrecerea să continuați. Învață de la apă să ai stator din drum. Învață de la flăcări că toate sunt mai scrum. Învață de la umbră să taci și să vechezi, stâncă cum neclintit să crezi. Învață de la soare când trebuie să apui. Învață de la piatră că trebuie să spui. Ia seama, fiica jertfei, prin lumea în care treci, să înveți din tot ce piere cum să trăiești în veci. Și acum, către sfârșit, pentru că am terminat de ursit, vă rugăm să vă ridicați și pe părinți să-i aplaudați. Dar și pe nas să-i aplaudați. Și pe bunii să-i aplaudați. În ultimul rând să aplaudăm cu toții pe micuța Ilinca. Să vă trăiască, să vă aducă nouă bucurii. Ai iubește mare din sufletul lui.
Mai bine.
Să fac o stare prin plăsirii
nu m-am gândit. Când am crezut, m-am ridicat, am tras pe leu cu gata mea, copiii mei de mea. Am fost bogat, am fost marit, când am crezut, m-am ridicat, am tras pe leu cu gata mea, copiii mei. Let's go.
Oh,
Domnul să trăiască, Domnul să trăiască, la mulți ani. Domnul să trăiască, la mulți ani. Să vă mulțumim!
română. Pentru Domnul de noastre, la surioara lui, să rămână mă din suflet, care mulțumește la Domnul de noastre. Nici frații, nici neamume, eu cu el să mă cred. Când am avut și la teoria, let's go.
doresc, fratele meu, că singur nu vreau. Dar așa e timp de planeta, de cază spune poate, fratele meu.
lumea asta, el este doar cu mașina mai toate. Și am inima curată, nu te zie niciodată.
Participă la mine, lumea asta, lumea bună. Să pregătești banii la copil și tu, domnița. Da, știu, știu. Da. Dar tu ești bună că să scoți banii. Păi așa de pomană nu se poate. Bună, mi te bine. Bună, acum ai, auzi. Hai, gata, mine. Hai să mai bănăci un pic ca să simtă copilul bine. Stați, că nu, nu trebuie să se grăbește la Mir. Mir nu se grăbește, da? Ei, frate, te închei. Așa te duțule, da? La ulei să se nu, și spălatul la fel. Și spălatul, da, și spălatul la fel. Piducă. De mami la peserică. De Alexiu pe la piducă. Nu te mami că nu te scoate. Ce l-a spălat? Lacrimi și lacrimi cu părul. Mirule, am pretenții la tine că mama ta a fost credincioasă. Păi, cui, cui, fata asta de pe eu? Păi, cui, stai, păi, stai, păi, nu, auzi, o ștergem un pic cu prosopul, punem. Nu. Da, cum, o pune direct pe pânză? Acum, o stați în sus, așa de trei ori, să-mi trăiască fina și vă zice să aveți parte de așa. Să-mi trăiască fina. Să-mi parte de aia. Trebuie, trebuie, trebuie. Să-mi trăiască fina. Să-mi parte de aia. Să-mi trăiască fina. Să-mi parte de aia. Să trăiască și nașul! Nașul, nașul! Trăiască nașul! Nașa!
Mai mult nașu. Să bage banul aici, nașu. Să dacă decarteze aici. Pun-o acolo și pe urma dumneavoastră. Și acum ce facem? Acum ungem, nu? Trebuie să dăm mai aproape. Mami, am ungem și eu cu tine. Aolo, n-am pus. Am uitat. Hai, lasă-ți. A fost pe mână. A fost pe mână. A fost pe mână. Ai avut o mână? Am uitat. E același lucru. Ia, lasă-și. Ia, mâna, dai mâna. Ia, guriță, mânuță, să o prindă pe ea. Ia, ia. Uite și că e cățeluș. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Cățelușa. Ham, ham, ham. Haide tot, zici ceva! Mami! Micuță, mama! Pune aici tu, da? Ia uite ce facem aici! Da un cap așa aici! Da, 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 da! Nu, 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 nu! Te las tu de lume, tu dai ulei că mai mult! Mai mult, da, uite! Ne-a plasă, na! Stai, stai, lasă-mă! Era un balon pe aici! Așa se băgă și pe aici, sunt pic. Nu știu pe unde. Pune-mi așa mâinile că nu așa mâinile. Pune mult. Așa, după ea. Așa. Gata, mami. Șita. Așa, mă, 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 șita. Ia balonul, mama. Mamică. Ia balonul, tati. Bagă mâna la păsărică. Da, pe tu iau. Și în... La beverică. Și aici, fata mea. E bine, Iru. Stai, stai, nu ridic, nu. Da, te dai și pe spate un pic. Da. Dă-mi ei. Da, uite, mă-i la mână. Fina, să-i dai pe tăl. Pe tăl, Dana. Așa, tu așa alese, joacă-te cu ea. Și tu pe urei. Ce v-ați găsit? Ce v-ați găsit? Ce v-ați găsit? Măi, ține face mă acolo, mămica, vreau să nu mă unși pe mine n-așa bine. Da, gata mă, iau. Hai că am uns-o. Gata! Iau. Să mi dea ce răpoi. Gata. Nu mai, aici o las. Tu în jos. Gata, măi, bine, o îmbrăcăm acum, da? Gata, marele alea-s bune și alea au fost fixe. Alea cea că sunt mai rândă, ea eu făceam. Ce-ați spus? Bravo! Și uite-te și tu că e... Papa și ai! Avionele americane, hova! Trebuie să mai facem un pic de uleiul. Hai mă, gata, hai venica. Da. Gata, nu, acum... Hai, ca să terminăm aici cu... Hai mă, mica, prima, păgână, ți-o dau creștină. Mi-ai dat-o păgână, ți-o dau creștină. Ți-o încredințez? Mi-ai dat-o păgână, îți încredințez o creștină. Ai văzut, așa, corect. Opa! Pătreu, chinui copil, haide, Mario. Mi-ai dat-o păgână, îți încredințez o creștină. O, pașa! Bravo, mami! Hai încă o dată, Iubita! Mi-ai dat-o păgână, îți încredințez o creștină. Bravo! Îți mulțumesc că mi-ai făcut un asemenea cadou, un înger și multă și fericire alături de mine și de fata noastră. Da, soțul meu, îți mulțumesc. Iar tati, eu îți doresc să ai sănătate, tati, îți doresc să fii sănătoasă. Să înveți bine. Să înveți bine, după cum vezi. Și tot binele din lume, eu ce doresc, doresc ție. Să vă arătă și fericit. Da. Mulțumesc! Și trebuie să facem o urare nașilor. Cu ocazia asta, da? Le mulțumim foarte mult. Da? Le dorim multă sănătate, fericire. Și să ne vedem la nuntă. Să ne vedem la nuntă. Asta e cea mai important. Cum? Mi-a pupat mâna. I-am pupat mâna. I-am pupat mâna lui Nașu și lui Nașa. E dator? E dator să mă cunune. Dar după ce divorțez. Iubesc! Gurița mea și la mă te dai într-o parte și le lași decât pe mine. Deci când se facă să-i ieși în cameră, să te la tine. Păi nu, că eu mă uit aici.